Rostoc. Eu sunt Lucreția Totu și astăzi o să vă prezint câte ceva despre fitness-ul rural. Adică cum să facem mișcare la noi, la țară. Ați înțeles? Bine! Prima mișcare e mișcarea de încălzire, ca la orice sport. La fitness-ul rural facem un stretching care îl personalizăm. Îi spunem tractoring. Fiți atenți! E să vedea rămâțul? Să sperăm că nu. Așa. Și astea sunt mișcări de tractoring. Ca să facem mușchii să se încălzească țărâna. Da? M-ați prins? Bun. Merem mai departe. Amu, o să lucrăm pentru deltoiz, biceps și triceps. Cu, facem grapping. Așa zice la noi la țară, facem cu grapa. Și măcar nu se plictisește și ea, că săraca nu lucra de mult. S-o căta lucrările. Una, două, 213, 214, 721, 722, 723. Bogate! Că ajunge de obicei facă de 1000, da? Am o obosită să rucă, că mai căra ceva. Din aceeași categorie de mobilitate, e platforming-ul. Aci să fac niște mișcări care te ajută să menții echilibru și să știți că prinde foarte bine, mai ales după ce tragi o țărucă așa la mutiu, la mutiu, ca știi cum să zice tiu, la mutiu, ca. No, fiți atenți. Așa. 1 2 3 4 5 6 7 8. Șamu, exact cum se fac la cum fac cheerleaderele, numai că în mediul rural ia ce cu diastani. 1 2 3 4 5 6 7 8. E drept că seamănă mai mult cu dansul ploii, da? De la indiana, da. Așa a fost și mai avem și platforming-ul extrem atunci când merge tractorul. Ha, măi, n-amu, că mă fac numai coaching, nu te grăbi. Asta nu-i tagging. Am găsit o țafă pe drum, ce și întrebe la canalizare. No, în continuare, o să facem robbing. Robbing-ul ne ajută la mobilitate. Fiți atenți! 1, 2, 3, flexăm. 1, 2, 3, flexăm invers. 1, 2, 3, facem iașeni. Coborâm. 1, 2, 3 și am facem iașeni. V-ați prins? Următoarea mișcare e pentru mușchii picioarelor, a gambelor. Și îi zice sparring sau săritura cu prăjina la noi, la țară. Băi! Lasă jos nucile mea, că odată viu cu parul la tine și fac pari în parul din tine! Așa! Continuăm! Amu! Fac o țără de boarding pentru picioare și spate. Că numai bordul ăsta mi-a mai rămas după ce am dat mașina la rabla. Și amu, tă pentru biceps, triceps, patru plepși și sternoclidomastodonțieni. Facem sacing. Asta e sacing. Că fac un sac. Și asta e sacing în sacing. Că e cu doi saci. Da. Poate vă întrebați ce e cu asta. Niciodată nu știți pe unde te poartă Dumnezeu. Asta e un nuc. Și asta e o scară. V-ați dat seama. Facem scaring. V-ați <spărit? laughs> Multă lume când face mișcări de astea așa, ezotermice și filozofice, după aia trec la budism. Eu trec, dar numai din când în când, când mă trece. Știi că, na, ferostoc. Da, la revedere! Poți să oprești, că eu mai stau o țărace. Băi, până auzi, oprește!